Salutare, Betania Kids! Bine v-am găsit! Astăzi împreună cu mine am doi copii minunați. Pe fetița din stânga mea o cunoașteți deja, ea este... Sofia. Bine, ai venit, Sofia. Ce mai faci, cum ești? Bine. Bine, ia mai spune-ne două, trei cuvinte despre tine să-și aducă aminte tot poporul cât ești de minunată. Mă cheamă Sofia, am 8 ani, sunt clasa a doua și culoarea mea preferată este turcoaz. Super, Sofia, ne bucurăm să aflăm câteva detalii despre tine. Hai să vedem cine este acest cavaler minunat pe care eu îl cunosc deja de la școală, că facem și engleză împreună, dar ia spune-ne tu despre tine. Eu mă numesc Joshua, am 8 ani, sunt în clasa a doua și culoarea mea preferată este portocaliu. Ne bucurăm să te cunoaștem, Joshua. Înseamnă că ești tare vesel dacă îți place portocaliu. Da. Da, știu eu de la școală că ești vesel. Bine, dragii mei, mulțumesc că ați acceptat invitația și ați venit astăzi să facem împreună cu prietenii noștri de acasă un lucru extraordinar. Vreau să fac împreună cu voi povestea ultimei săptămâni din viața Domnului Isus. Și ca să facem acest lucru, v-am pregătit fiecăruia dintre voi un set de imagini. Voi din Biblie, de la școala duminicală, de la mami, de la tati de acasă, știți multe lucruri despre viața Domnului Isus, așa-i? Ce știți voi despre Isus? A făcut minuni. Multe chiar, foarte multe, super, Joshua. A vindecat oameni. A vindecat oameni. Toate aceste lucruri a vindecat, a vorbit și frumos, a dat multe învățături, le-a făcut în timp de 3 ani și jumătate. Dar în ultima săptămână din viața lui, așa cum voi deja știți, și poate și voi acasă, Domnul Iisus a avut o săptămână grea. De la momentul intrării în Ierusalim, despre care am vorbit data trecută, până la momentul în care s-a înălțat la cer, a trecut prin multe. Și împreună cu Joshua și cu Sofia vrem să punem cap la cap toate evenimentele importante pe care le-a trecut Isus în această ultimă săptămână a vieții lui. Vă provocăm să vă gândiți împreună cu noi la toate detaliile, să vedeți dacă aveți dreptate și dacă cunoașteți bine povestea acestei ultime săptămâni. Dacă nu o cunoașteți extraordinar de bine, o veți găsi în Biblie, chiar în Noul Testament. Și apropo de asta, Sofia și Joshua, Matei, Marcu, Luca și Ioan sunt primele 4 cărți. Ele, din Noul Testament, descriu viața Domnului Isus, de când s-a născut până când s-a înălțat la cer. Dintre cei 4 evangheliști, Matei, Marcu, Luca, Ioan, câți dintre ei credeți voi că au spus povestea ultimei săptămâni din viața lui Isus? Așa o cifră. 1, 2, 3, 4. 4? 4? La nimerială ai zis, nu? Hai să vedem dacă o fi 4 sau nu. Tu? Ce zici? Tot 4. Tot 4. Hai să vedem dacă ați nimerit-o. Într-adevăr, bravo, dragii mei, dacă vă uitați în cele 4 evanghelii, toate povestesc evenimentele din această ultimă și importantă săptămână. Și acum, hai să ne pornim la treabă, să văd dacă le știți pune imaginile în ordinea potrivită. Prietenii mei au terminat foarte repede, felicitări, văd, uitându-mă la povestea voastră, că este foarte asemănătoare sau aproape identică, ceea ce îmi spune că voi cunoașteți bine povestea Domnului Isus și a ultimei săptămâni din viața Lui. Haideți să le-o spunem acestor copii de acolo, din spatele ecranului, împreună. Sunteți de acord? Da. Prima imagine pe care fiecare dintre voi ați spus-o este o frunză de palmier. Am adus și eu aici, nu e chiar palmier, dar la noi, în România, palmierii se găsesc mai greu. Așa, spuneți-mi, vă rog frumos, de ce o frunză de palmier? Pentru a trece Isus cu măgarul lui. Adică te referi la intrarea Domnului Isus în Ierusalim. Da. Când oamenii au fluturat frunzele de palmier și le-au pus înaintea lui. Nu zice mai multe detalii, că aveți în episodul trecut. Știți de acolo povestea pe larg. După ce Domnul Isus a intrat în Ierusalim, s-au întâmplat mai multe lucruri. Văd acolo că aveți o monedă. Ce-o fi cu moneda sau cu monedele? Ele ce reprezintă? Niște bani, așa? Da. Ce s-a întâmplat cu banii ăștia? Spuneți-mi. Iisus a fost vândut de către ucenicul său Iuda. A fost vândut! E adevărat ce zice? De un ucenic a fost vândut? Da.
Așa este, dragi copii. După ce a intrat în Ierusalim, Domnul Iisus, care avea 12 ucenici, a fost trădat de unul dintre ei pe nume Iuda, care s-a hotărât să-l vândă fariseilor. Fariseii care la intrarea în Ierusalim nu l-au agreat și vă aduceți aminte că stăteau încruntați acolo în spate și nu-l suportau pe Iisus. Și Iuda l-a vândut ca să fie omorât. Pe 30 de arginți. În vremea Domnului Iisus, cu 30 de arginți, puteai să cumperi un teren foarte mare, deci erau bani importanți atunci, da? După ce Iuda l-a vândut pe Iisus, ce s-a întâmplat? Văd în imaginea voastră că următorul element este pâinea. Am pregătit și eu aici pâine și o cupă cu vin, pentru că după ce Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus, el s-a întors la Iisus și la prietenii lui ucenicii și toți împreună au stat la aceeași masă și au mâncat. Iar la finalul mesei, Domnul Iisus a luat o pâine și a frânt-o în mai multe bucăți și le-a dat-o ucenicilor, spunându-le să mănânce din acea pâine ca semn al amintirii că acesta este trupul lui. Ucenicii n-au înțeles atunci prea multe, au înțeles abia mai târziu ce înseamnă asta. Era trupul Domnului Iisus care se frângea pe cruce pentru ei, adică Domnul Iisus care murea, și le-a dat să bea și din cupa de vin ca amintire că sângele Domnului Iisus a curs pe cruce pentru păcatele lor și inclusiv pentru ale mele și ale voastre. După acest episod, văd că ați ales în mod corect să puneți imaginea cu mâinile împreunate de rugăciune. Cine se roagă și unde? Iisus în grădina Ghețimani. În timp ce Domnul Iisus se ruga în grădina Ghețimani împreună cu ucenicii săi, s-a întâmplat un lucru trist. Ce s-a întâmplat? Au venit niște soldați împreună cu preoți ca să-l lege. Exact, aceștia aveau de gând să-l ia pe Iisus, să-l lege, nu degeaba Iuda îl vânduse, și să-l ducă la judecată. L-au legat și l-au dus să-l judece ca să-l condamne la moarte. Și după ce l-au dus, ce s-a întâmplat? Văd aici la voi un bici. Ce-i cu biciul ăsta pe acolo? L-au lovit pe Iisus. L-au lovit pe Domnul Iisus cu biciul. Eu aici am un bici de jucărie, dar pe acea vreme, biciul cu care erau bătuți condamnați la moarte era foarte rău, durea foarte tare, pentru că era un fir de piele și pe acel fir de piele, din loc în loc, erau prinse greutăți de fier. Și atunci când dădea pe om și lovia, smulgea carnea. De aceea Domnul Iisus a suferit foarte mult fizic atunci când a fost bătut. Și nu doar că a fost bătut, dar ce s-a întâmplat după ce a fost bătut? Ia, văd aici o coroană. Ce-i cu acea coroană? I-a pus pe cap la Iisus o coroană cu spini. O coroană cu spini. Noi n-am adus o coroană cu spini, am adus însă un tablou în care avem o coroană cu spini să ne aducă aminte de suferința Domnului Iisus. Cum simțiți acei spini? Aspri. Aspri, așa-i? Da. Înțeapă. Ei bine, vreau să spun că atunci când coroana a fost pusă pe capul Domnului Iisus, l-a apăsat foarte tare și l-a durut. După ce și-au bătut joc de Domnul Iisus, punându-i o coroană de spini pe cap, spunând că este împărat, ca să-și bată joc de el, l-au luat de acolo și l-au dus mai departe. Ce au făcut? I-au bătut cuie în mână. I-au bătut cuie în mână, dar înainte i-au pus o cruce în spate, da? Și l-au dus până pe dealul Căpățânii și acolo i-au bătut cuiele. Uite, aici am cuie în mâini, un cui într-o mână, un cui în altă mână și un cui în picioare. Nu erau cuie ca acestea pe care le vedeți la mine? Ia, simțiți-le puțin. Erau cuie mult mai mari și mai groase, erau piroane. Și-au bătut câte unul în fiecare palmă pe cruce și unul în ambele picioare. A
a fost un chin îngrozitor. Imaginează-ți cum ar fi să-ți intre un cui în mână. Ha? Ar durea. Ar durea. Ei, și pe Domnul Iisus l-a durut foarte tare. Și a stat pe cruce câteva ore bune, pironit în acele piroane groaznic de mari. După ce a stat pe cruce, ce s-a întâmplat cu el? A murit. A murit. Și în timp ce stătea acolo pe cruce, înainte să moară, soldații, văd acolo niște zaruri și la voi, au tras cu zarurile ca să ia hainele. Deci nu le-a fost destul că le-au pus pe o cruce să-l omoare, ci pentru că avea Domnul Iisus o haină frumoasă, n-au vrut să o rupă, ci au tras la sorți să vadă cine primește haina aceea frumoasă a Domnului Iisus. Și după ce au tras la sorți și unul dintre ei a câștigat haina, într-adevăr Domnul Iisus a murit. Și după ce a murit, ce s-a întâmplat cu Iisus? A fost pus într-un mormânt. A fost pus într-un mormânt. Înainte de a fi pus în mormânt însă, văd aici la voi niște pânze. Așa, niște pânze. Domnul Iisus a fost înfășurat în acele pânze. Pe acea vreme, un mort era înfășurat în pânze multe, care erau înfășate, îmbibate, de fapt, cu mult ulei special pentru înmormântare. Și pe tot corpul lui au fost puse fâșii de pânză. Nu-ți place așa, Sofia? Hai să te desfacem repede. Însă Domnul Iisus a fost pus în ele în totalitate, după care a fost pus în mormânt. Și ce s-a întâmplat acolo? Văd aici că aveți o piatră mare. Ce legătură e între un mormânt și o piatră mare? Piatra aceea a fost pusă pe gaura mormântului. Așa este, pentru că pe acea vreme, Sofia, mormintele erau săpate în pământ? Nu. Nu? Cum erau ele săpate? Erau săpate într-o stâncă. Așa, era ca un fel de peșteră și la gura peșterii se punea o piatră foarte mare, nu ca asta de aici, de la mine. Una atât de mare încât a fost nevoie de câțiva soldați ca să o împingă în fața mormântului și să închidă mormântul. Și mai mult de atât, piatra a fost sigilată de către preoți. Asta era un semn, mormântul acesta nu mai poate fi deschis niciodată de către nimeni. Iisus a fost omorât și am scăpat de el. Însă nu s-a întâmplat așa cum au crezut el, pentru că văd în ultima imagine pe care o aveți voi aici, că piatra e dată la o parte. Păi de ce? Ia, lămuriți-mă! Pentru că Iisus a înviat. Pentru că Iisus a înviat. Ești de acord? Da. Așa este. Domnul Iisus, după câte zile oare? După 3 zile. După 3 zile, n-a ținut cont de ceea ce încerca oamenii să-l oprească. Domnul Iisus a ieșit singur din mormânt. Piatra a fost dată la o parte de niște îngeri și peste câteva zile Domnul Iisus s-a înălțat la cer, de unde ne privește și așteaptă să mergem și noi la El atunci când vom trece de pe pământ prin moarte, la El în cer, dar vom ajunge la Domnul Iisus în cer cu o singură condiție. Știți care e aceea? Vreți să vă spun? Care-i condiția sau o știți voi? Vreau să ne spui. Vrei și tu, Sofia, să-ți spun? Da. Condiția să ajungem la Domnul Iisus în cer, Sofia și Iosua, dragii mei, este ca noi să credem în jertfa Domnului Iisus și să-i cerem iertare pentru păcatele pe care le-am făcut, să credem faptul că a murit pe cruce pentru noi și după 3 zile a înviat din mormânt, ne-a mântuit, adică ne-a iertat toate păcatele, așa cum ne-a iertat și ucenicilor, și acum abia așteaptă să ajungem la El în cer. Dragii noștri, aceasta a fost povestea ultimei săptămâni din viața Domnului Iisus, pusă de 2 copii minunați, Sofia și Iosua. Mulțumesc pentru participare. Dacă știți să spuneți povestea acestei ultime săptămâni din viața lui Iisus la fel de frumos ca noi, așteptăm pe numărul nostru de WhatsApp să ne scrieți sau să ne desenați
toate evenimentele importante în ordinea pe care o știți voi. Poate că noi am omis unele detalii, în mod intenționat sau poate nu, ca să vă stârnim curiozitatea. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre aceste evenimente din viața Domnului Iisus, nu uitați, în Matei, în Marcu, în Luca și în Ioan, puteți găsi aceste detalii în ultimele capitole. Le veți citi și veți descoperi mult mai mult decât v-am zis noi. Rămâneți aproape, Betania Kids!